Bun găsit și pe TVR2, dragi prieteni, din acest moment, în transmisiune directă din studioul Radio România Actualități, unde invitata mea de astăzi este actrița Victoria Cociaș de la Teatrul Notara, într-o zi specială de Ziua Mondială a Teatrului. Bun venit! Și la mulțumesc, la mulțumesc. Mulțumesc. Da, mulțumesc și pentru invitație, tuturor da. Tuturor celor care aduc magia actului artistic teatral în viața noastră, mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Da, sunt emoționată că e chiar în această zi care e mai mult decât o zi de naștere pentru mine. E foarte importantă și chiar sunt foarte bucuroasă că pot fi lângă dumneavoastră și putem e, da. vorbi despre teatru. Asta mă gândeam să începem totuși cu începuturile dumneavoastră în această minunată aventură care este teatrul și știm că sunt actori care își aleg destinul profesional mai târziu, după ce încearcă și alte variante. Da. Dar sunt și cei care de mici, de la primul spectacol văzut probabil alături de părinți, decid că ei vor să ajungă acolo pe scenă. Știu că vor ajunge acolo. La dumneavoastră cum a fost? Da, da, nu, la mine a fost din copilărie, dorința a fost din copilărie. Totdeauna am spus că îi sunt recunoscătoare într-un fel profesoarei mele de română din primul ciclu de școală, clase, nu, din clasa 5 -a, cred că eram când ea m-a îndrumat către această profesie pentru, prin poezie, pentru că m-a ascultat spunând poezie vă mai amintiți ce poezie? Uh, Eminescu, cred că era prima oară când am, uh, când m-a ascultat, a fost, uh, cred că era scrisoarea a treia a lui Eminescu. Wow. Și atunci a început atunci a început aventura cu teatru, doamna profesor. Uh, Și părinții, Tanu. părinții, ce au spus? Părinții nu s-au băgat în această pasiune a mea până aproape de de momentul în care trebuia să dau examen la facultate, când nu și-au dorit foarte mult lucru ăsta. Ei ar fi vrut să fiu altceva. Mă rog, la vremea respectivă nu era foarte populară această profesie. Și prietenii, colegii? Colegii toți m-au susținut, toată lumea m-a susținut în demersul ăsta, inclusiv profesorii de la liceu, toată lumea. Mai puțin părinții în momentul respectiv. După ce am intrat, n-a mai, mai existat această problemă. Din fericire, am intrat și de la început, de la prima încercare și asta a fost o da. predestinare. A fost totuși da. dificil pentru că a fost concurență mare, nu a da, 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 ideea noi atunci, Era, da, era Șase foarte mare. 6 pe un... Da, pe da, așa. am fost șase fete, au fost mm -hmm. șase locuri, șase deci, locuri. Nice. Cu ocazia asta chiar vreau să i spun colegei mele de clasă, Ecaterina Nazarie care este născută chiar astăzi de chiar ziua de ziua astăzi, teatrului. Da. La mulți ani. Și ea și colega mea Diana de la Teatrul Notara. Diana Roman. Diana Roman, da. da. Sunt născute de ziua teatrului și vreau să le spun la mulți ani. Da. De Diana Roman am, am avut plăcerea să, să avem o aveți aici, da. În studio, da. Câți concurenți a fost atunci pe un loc? Pe, cred că eram 200 la proba eliminatorie, și cu ce numai la fete, că eram separat fete, fete de băieți. Așa era admiterea pe vremea aceea și cred că și acum sunt separate rolurile, fiind separate de fete și de băieți. Cum, cum, cu ce ați convins pe membrii juriului? Cine a fost în juriu? A, da, cred că la proba eliminatorie mi-aduc aminte că a fost Sandamanu. Care m-a admis. Aveam o poezie a lui Sorescu, unde fugim de acasă. Și. <laughs> și um... La teatru fugim. <laughs> la teatru fugim de acasă la teatru. Da. A fost foarte frumos, da. Uh, și după aceea, șef de comisie a fost maestrul Octavian Cotescu, meșterul, cum îi spuneau. Uh și profesorul care Colegii și copii coordonat și... mai apoi în anii studenții. Am, am fost uh, la clasa Beatei Fredanov, a doamnei Beate Fredanov, cu asistent Ion Caramitru. Deci mm. au fost uh, trei ani în care uh, Caramitru, Ion Caramitru a fost asistentul doamnei Beate Fredanov la institut. Cred că a fost și singura lui aventură uh, didactică a domnului Caramitru. Iar în ultimul an am avut o profesoară pe doamna Sanda Manu, în anul de producție, pentru că doamna Beate a ieșit din... A, fost, a ieșit la pensie, avea niște probleme de sănătate, mai ales cu vederea, avea probleme mari cu vederea în ultimii ani. Ei, și de atunci s-au adunat uh, da. patru decenii Da, am avut cariere... niște profesori extraordinari, vă spun, uh, toți cei pe care am avut, au fost niște profesori de mare calitate, de mare rafinament. Și sunt convins că ar fi fost da. mândri de dumneavoastră. Da, da. Ați sper. jucat în, în zeci de roluri complexe și ați purtat tot atâtea nume Iasmina. Miriam, Charlotte, Isabel, Clara, Ana, Julia, Silvia, Angela, Marta, Cristin, Lucien, Clara din nou, Alina, Iana și așa mai departe. Da, da, nu, e, da, nu e greu da, să treci așa. Da, din sunt într-adevăr, chiar acum, chiar acum am mai multe titluri pe care le joc în interval de o lună, uh -huh. o lună și jumătate, cred că am vreo 10 titluri care se joacă. Cea mai mare parte la teatru notara, dar și la Metropolis, la. Teatrul de Artă și la Avangardia. Uh, la Teatrul Notar, în această perioadă, publicul vă poate vedea da. în Fetele Pelican, 8 da, 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 femei, curând. femei uh, da. Agnes aleasa lui Dumnezeu, Sonata, da. de, toamnă, Sonata de Toamnă, la pe Doi Pași de mulingat. Da. aici nu de joacă. Da. Da, da, uh, da, da. Thailanda? Thailanda, da, sunt uh, mai multe titluri. da. Care dintre ele are știu, eu, cel mai actual, cel mai puternic mesaj sau unul de suflet? care vă încântă cel mai mult e foarte greu pentru mine să aleg între personajele mele, întotdeauna cele mai noi, adică copilul cel mai mic este și cel mai iubit e mai și care? este Agnes unde sunt Maica Miriam care e ultima mea premieră, Agnes aleasa lui Dumnezeu și, și am spectacol pe 1 aprilie cu Agnes în regia Sânzianei Stoican joc alături de Luminița Erga și Cristina Juncu mm. uh, și sigur, fiind copilul cel mai mic în momentul ăsta este și foarte iubit de mine și uh, e un spectacol foarte frumos care pune niște probleme într-un fel actuale toate problemele sunt actuale uh, dar uh, vorbește de credință și... Uh, și de de raționalitate deci credință și rațiune nu spun versus spun credință și rațiune sau rațiune și credință cum vreți e o dezbatere pe fondul unei drame personale a unei tinere măicuțe Doamna Victoria Cocia și prietena dumneavoastră Catrinel Dumitrescu da. prietena de pe scenă și din Piesa da, aici, da, da. noi de joacă, vorbea despre o anumită stare de grație a jocului nejucat. Despre ce e vorba mai exact? Uh, 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 Cred că s-a referit sigur că cel mai bine ar fi să o întrebați pe Catrinel de, de, de această exprimare. Se referă exact la, la această piesă. La piesa da. aceasta, da, 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 Starea de grație a jocului nejucat, adică a lucrurilor netrăite pe care le dorești, pe care le vrei și în același timp la care te gândești și uh, la situația în care ești de fapt și uh, trebuie să, să faci față chiar dacă uh, ești mă, poate uh, frământat de anumite probleme uh, în lumea asta atât de crudă uneori parcă lipsită de sensibilitate ce înseamnă, Cum, cât e de greu să fii artist și să lași totul <laughs> înainte de a intra pe scenă? În primul rând, este greu, e adevărat, dar este foarte frumos. Adică această profesie e atât de volatilă, pentru că niciun spectacol nu e la fel cu celălalt, chiar dacă jucăm același titlu, cu aceiași colegi, aceeași scenografie, aceea, în fiecare seară e altceva. Este arta vie, e cea cu care ai relație numai în acel moment și care dispare adică nu rămâne nimic, nu e ceva înregistrat. Sigur că acum există posibilitatea să înregistrezi, să înregistrezi un spectacol. În seara următoare poate să se întâmple cu totul altceva în acel spectacol. Poate că și exact în această imprevizibilitate stă și magia teatrului pentru un actor, pentru că da. Noi, ca spectatori, știm și trăim de fiecare dată când mergem la o piesă simțim da. această magie. Da, și gândiți-vă la spectatorii care văd de mai multe ori același spectacol. Uh -huh. Că există astfel de spectatori și care au experiențe diferite. Și atunci care este puterea secretă prin care un spectacol artistic reușește să, să producă această magie și să aducă încântare în viața noastră, chiar dacă vedem spectacolul de mai multe ori. Uh. Este, este cât de bine este făcut, cât de bine este trăit de actorii respectivi și de relația lor cu publicul, de schimbul de energie care există în momentul spectacolului între artiști de pe scenă care trăiesc o viață, trăiesc niște întâmplări care sunt adevărați în ceea ce trăiesc și ce transmit ei în sală. Deci este o experiență reciprocă Atât a actorului cât și a, a spectatorului Spectatorul care simte pasiunea Da, și singurele urme pe care noi le lăsăm Le lăsăm în sufletul spectatorului Că îi bucurăm sau îi emoționăm Vă place muzica, vă place dansul Astfel că pe 22 aprilie jucați din nou În piesa da. 6, 6 lecții de dans în 6, 6 săptămâni 6 lecții de dans în 6 Alături săptămâni Alături de George Constantinescu da. La Teatrul de Artă în coreografia lui Mihai Petre. Da. Cum, cum este această experiență? A, ah, foarte frumos a fost. Mihai a fost foarte drăguț cu noi și foarte atent. Am luat, cred că am făcut vreo 10 lecții de, pentru că aveam mai multe dansuri. Aveam uh, foxtrot, aveam tango, vals. Uh, uh, cea, cea cea mai multe stiluri de dans pe care trebuia să pe care le integra spectacolul respectiv și uh, el ne-a ajutat foarte mult ne-a ajutat foarte mult să putem dansa ați lucrat și, uh, cu... și a fost într-adevăr e un da. foarte bun profesor și cu soția lui ați lucrat cumva? nu, 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 nu. nu. numai cu Mihai am lucrat acum patru ani am avut uh, spectacolul a ieșit acum patru ani, cred, da și îl joc cu mare plăcere și lumea se bucură și se emoționează extraordinar la acest spectacol. Este o întâlnire între doi oameni care în mod normal n-ar fi trebuit să aibă nicio legătură. Este o doamnă mai în vârstă care vrea să ia lecții de dans, un profesor de dans care este tânăr, un tânăr homosexual și care au până la urmă o relație de prietenie extraordinară, între care se dezvoltă această relație de prietenie foarte, foarte frumoasă. Da. Ați lucrat cu, cu mari regizori de la Naia Caranfil și Alexandru Dabija la Radu Afrim și Alexander Hauswater sau reglătorul da. Radu Gabrea, soțul dumneavoastră. Da. Cu cine ați colaborat cel mai bine sau cu cine ați dori să puteți lucra din nou, să comunicați? Da, bine, cu... aș vrea să lucrez din nou cu cei care sunt în viață și e posibil. <laughs> și este posibil încă uh, am uh, lucrat foarte bine cu Sandu Dabija dar uh, asta se întâmpla în tinerețea noastră nu, nu ne-am mai întâlnit uh, uh, e, dinainte de 89 am lucrat cu Alexandru Dabija în uh, niște spectacole minunate în Taifun uh, și Burghezul Gentilom Scapino uh, au, a fost, era o perioadă foarte frumoasă atunci și, și am lucrat minunat cu, cu uh, Sandu. Uh, și cu Afrim am lucrat foarte bine și îl iubesc foarte mult pe Afrim, dar n-a mai venit la Teatrul Notara și în alte părți. Mă rog, el e foarte solicitat în momentul ăsta și și-a dezvoltat o estetică foarte personală și specială și... <coughs> îmi plac foarte mult spectacolele lui uh, ce, și cu uh, Cristi Juncu am lucrat da, foarte da. bine și cu Alexandru Muzgăreanu cu care am făcut printre ultimele spectacole Sonata de toamnă după Igmar Bergman care, unde am lucrat minunat cu, cu, uh, cu Alexandru și care a reușit să facă din acest scenariu că este scenariul lui Igmar Bergman totuși uh, filmul, celebru film, Sonata de toamnă din anii 60 a reușit să, să aducă toată problematica filmului în actualitate și a reușit să-și spună un punct de vedere. După atâția ani de activitate da. v-aș întreba care a fost rolul vieții dumneavoastră? A, -a rolul vieții, Ce mai important, m da. să spunem că mă așteaptă de acum în cop -ă. <laughs> Da? <laughs> nu știu, da, da. Rolul vieții întotdeauna mă așteaptă. Uh, sigur că am iubit foarte mult unele personaje, am iubit-o foarte, foarte mult pe Maria Callas în... Uh, masterclass. Ce v a atras Maria da. Calas? Ce avea ea și nu aveți dumneavoastră? sau da, ce calități da, aveți în comun? Da, ce avea ea avea o determinare mult mai mare decât mine și o încrâncenare pe 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 de a, a fi cea mai bună întotdeauna, adică și avea un spirit competitiv extraordinar, lucru pe care eu nu-l am. am sunt mult mai rezervată, uh, și uh, o dorință de, de perfecțiune, o dorință de perfecțiune acerbă, ceva, adică lucra la sânge și uh, uh, bine, sigur, pe datele naturale pe care le avea. Uh, uh, era și cum? foarte rea, uh -huh. uh, din cauza că era foarte aspră cu ea, era foarte aspră și cu ceilalți. Și dacă ea a fost în stare să, să oprească un spectacol la pauză, pentru că a avut niște probleme cu gâtul, cu președintele Italiei în sală. Ați auzit ce am spus mai devreme? Am zis că da. v-ați regăsit în ea, dar exact înainte de a spune că era foarte rea. Da. Uh, nu, asta a Nu, nu, nu. Erați perfecționistă și dumneavoastră. Da. Cum vă pregătiți Sigur. pentru un rol? Aveți șansa să interpretați zeci de personaje, temperamente, personalități? Cred că e un privilegiu. Da, pentru... este. Noi suntem într-un fel admirați de colegii noștri din afară, din afara țării, în alte locuri, unde joacă un spectacol, 100 de spectacole, 50, 30. 200, depinde cât se, cât se vinde, dar îl joacă numai pe ăla în anumite perioade. Noi jucăm în același timp, deci pentru ei asta este o nebunie că jucăm în același timp, în aceeași perioadă, în aceeași lună, uh, vieți complet diferite pot fi, complet diferite și spec. Spectacole care sunt. Și sunt multe spectacole, le-am enumerat pe cele de la notara, dar mai sunt și altele de la alte teatre. Da, uh, da. Dar uh, și este. Mă identific de fiecare dată cu fiecare. Da. Uh, și îmi doresc lucrul ăsta și îmi face mare bucurie lucrul ăsta să mă identific cu personajul respectiv și să îl trăiesc și să mă bucur cu lumea la sfârșit la aplauze. Deci, uh, de Ziua Mondială a uh, Teatrului v-aș da. întreba care, care este replica dumneavoastră favorită sau replicile care, nu știu, v-au dat uh, satisfacție când le-ați rostit. <laughs> da, sunt, sunt foarte multe, dar în momentul ăsta chiar nu m-am gândit la și nici nu, nu -mi vine în minte ceva în mod special. Uh, uh, ce să spun? Uh, S-a întâmplat să modificați uh, în timp real ceva din text? Da. Din replici? Da, din... Da. da, da. Mi s-a întâmplat. Bine, nu la texte de scriitori foarte mari, mm. dar s-a întâmplat. Se poate întâmpla. Ați simțit că e mai... Că dă, da, că e, că e mai, mai direct. Bine. Că e mai direct, că sună mai bine, că... Bine, noi în repetiții încă facem lucrul ăsta, adică lucrăm cu traducătorul sau cu... Autorul dacă e în viață, dacă nu e, nu e, asta este, dar ideea rămâne aceeași, însă e, e vorba de, de a-ți apropia tu prin vorbele lui personajul. Să simți. Da, ca să-l simți, și să simți ce spui. Sunt deschis și ei și Teatrul și a deschis porțile către generația tânără de artiști. Cum e colaborarea cu, cu tinerii actori, dramaturgi, ah, regizori? E e foarte bine, am lucrat minunat cu Sânziana Stoican, acum care e un, unul dintre regizorii tineri, femeie ca să fim în în trendul actual uh, și uh, care este pentru vârsta ei de o profunzime extraordinară și își pune problemele foarte profund și uh, lucrează cu mare delicatețe și aplicare către datele personale ale actorului cu care lucrează. Cred că da. știe mai multe despre dumneavoastră decât știu eu, dar am aflat da. că vă imaginați uh, cum mergeați, uh, de la Teatrul Notarapă Național că pe Bulevardul Magheru este Broadway de ce nu poate? De ce se poate? Da, Cum credeți că ar fi fost viața noastră de artistă dacă v-ați fi născut în America, de exemplu? Cu cine v-ar fi plăcut să jucați? A, care sunt... Când eram tânără, iubeam foarte mult pe Peter Rotul, Bine, el este englez. Dar la maturitate, acum, sunt și eu apropiată de factorii mai de vârsta mea, de cu cine mi-ar fi plăcut să joc cu Dustin Hoffman cu, uh, cu De Niro uh, ce să zic uh, uh, ca parteneri și uh, uh, și dintre actrițe? Uh, dintre actrițe cred că mă îndrept tot către spațiul ăsta a, 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 în englez mai mult uh, uh, nu, 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 n-am, n-am, în momentul ăsta nu vine nimeni în minte, dar sunt actrițele de, de origine engleză care îmi plac cel mai mult. Un, un proiect mai puțin cunoscut de public este documentarul dramatic despre procesul soților Ceaușescu, în care ați jucat rolul ah, Elenei Ceaușescu. Da, da, am făcut în, și asta, în, da. În ce împrejurări ați uh, interpretat acest rol și de ce nu a avut foarte multă vizibilitate? Uh, Filmul există, sunt, se numește uh, Trei zile înainte de Crăciun sau ultimele zile din viața soților Ceaușescu realizat de Radu Gabrea, de Radu Gabrea da. dar Radu Gabrea a pornit în acest demers după ce ne-a văzut pe mine și pe domnul Constantin Cojocaru jucând acest spectacol pe scenă uh, nu era vorba de ultimele trei zile ci era vorba de un reenactment al procesului deci acea oră de proces a fost transformată într-un spectacol de Raul Milo un regizor elvețian care împreună cu un centru de cercetare a crimelor politice a, a făcut acest reenactment cu actori din România și deci am studiat procesul respectiv și am făcut personajele re -neckman. Deci am făcut am exact înțeles. acel uh, spectacol. Din păcate, da. interviul uh, se încheie aici. Mulțumim frumos pentru prezența de astăzi. La mulți ani, o dată de ziua da. mondială a teatrului și vă urmărim la teatrul Notara. Succes Mulțumesc. și dumneavoastră și tuturor colegilor. Mulțumesc și la mulți ani teatrului. Victoria Cociaș, întreb prietenii de la radio.